Bun găsit, stimați telespectatori! În cadrul emisiunii de astăzi din ciclul Comori ale Ortodoxiei, ne-am propus să ne referim mai îndeaproape la un moment artistic în arta noastră bisericească, în arhitectura noastră bisericească, de o deosebită semnificație și a care a marcat perioada finală a secolului al XIX-lea și deceniile secolului 20 și al primei jumătăți ale secolului 20. Este vorba de așa numitul stil neoromânesc. Un moment deosebit de interesant, într-o emisiune precedentă, noi ne apropiam de universul acestui secol al XIX-lea prin prisma influențelor occidentale, europene, în cadrul stilului acesta neoclasic, în cadrul stilului romantic, al romantismului de factură neogotică, un stil care a dăinuit decenii de-a rândul în acest al XIX-lea veac al formării statale românești, începută prin unirea principatelor la 1859, continuată prin dobândirea independenței de stat la 1877-1878, continuată prin proclamarea regatului în 1881, prin dobândirea autocefaliei începută în vremea lui Cuza și desăvârșită la anul 1885, prin această epocă de mari realizări ale țării noastre pe diferite planuri, care practic au dus la imaginea unei Românii moderne în vremea domniei Marelui Rege Carol I, și care apoi s-a desăvârșit statal în urma unirii din 1918, de după primul război mondial, fiind iarăși o epocă, în perioada interbelică, deosebit de fructuoasă, inclusiv sub aspectul acesta al evoluției arhitecturale. Acum, în vremea sfârșitului de secol XIX, în București, ca să ne referim în primul rând la capitala României, așa numită ea, încă din vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza, de pe la 1862 înainte. Acum, cum spuneam, Bucureștiul, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, trăiește o perioadă de efervescență constructivă care, practic, aduce acestei urbe cu atât de pregnante influențe sau trăsături orientale din perioada anterioară, aduce bucureștilor denumirea de Micul Paris. Este epoca unor construcții în serie, multe dintre ele concomitente, și care se încadrează în continuitatea acestui stil neoclasic. Este vorba de formele, așa numitele forme ale eclectismului sau ale academismului, în special de origine franceză sau flamandă, belgian sau olandez, dar în special francez această formă a academismului românesc, și care au dus, iată, mi-am notat aici pentru a vă aminti din arhitectura civilă câteva clădiri reprezentative și care au configurat această imagine pregnantă nu numai pentru oriental, ci chiar pentru occidentul Europei, această denumire de Micul Paris. De pildă, Banca Națională, clădită în 1883-85 de arhitecții Albert Galron și Cassien Bernard, Ateneul, renumita construcție Ateneului din 1886-88, Albert Galron, același îl regăsim, Palatul de Justiție, început de Balu și definitivat de cel pe care le voi evoca mai îndeaproape aici, Ion Mincu, Paul Gautreau,
care construiește cecul în 1896-1900, Casa de Economii și clădirea Bibliotecii Centrale Universitare de astăzi, fundațiile regale din fața Palatului Regal. Aceasta se întâmpla în 1896-1900, cecul, Biblioteca Centrală în 1891-1995 și definitivat în 1912, Ministerul Agriculturii de aproape de piața Universității, terminat în 1896 de arhitectul Louis Blanc, același care în 1902 construia Institutul de Medicină și Farmacie din București sau Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în 1896. Doi arhitecți centrali europeni, Fellner și Helmer, care construiau Teatrul Național din Iași în 1896, cel din Oradea 1900, Clujul, Teatrul din Cluj 1906, sau Mitropolia pe care am evocat-o în emisiunea precedentă, începută la 1833, în vremea lui Veniamin Costachi, și terminată cu o contribuție și a lui Gheorghe Asachi. Interesant, a fost și el implicat în proiectul Ansamblului Mitropolitan de la Iași, de Alexandru Orescu în 1887. În ce privește alte construcții aparținând în mod special acestui stil al academismului de factură franceză, iarăși am putea evoca aici câteva construcții: renumitul Palat al Justiției din Craiova, Ion Nesocolescu, 1890, sau Palatul Poștelor, vis-a-vis de cel pe care l-am menționat mai înainte, Palatul Cecului al lui Paul Gautreau, realizat de data asta de un arhitect român, Alexandru Săvulescu, în 1900. Alt arhitect emblematic al epocii este Dimitrie Maimarolu, cel care a proiectat Palatul Parlamentului, în momentul de față Palatul Patriarhiei, Casa Centrală a Armatei, Cercul Militar Național, Ștefan Burcuș, clădirea Bursei, devenită Biblioteca Centrală Universitară mai târziu, Biblioteca Centrală de Stat, arhitectul Berindei, Palatul Administrativ al Culturii de la Iași, renumită, emblematică, construcție de la 1907, Palatul Cantacuzino, Muzeul Enescu, tot al lui Berindei, Casa Hassan, a oamenilor de știință, 1914, și în sfârșit ajungem la acest nume pe care, iarăși, ca și cu Mincu, ne vom întâlni frecvent în continuare, Petre Antonescu, care, pe lângă alte construcții care îi fac renumele în stilul neoromânesc, realizează cazinoul din Sinaia, într-un stil altfel decât ce a lucrat în domeniul arhitecturii române. Ei, pentru toată această epocă în care se naște ca alternativă de expresie la această, tot ce am pomenit eu acum, construcțiile acestea ale micului Paris, stilul neoromânesc, avem plăcerea să convorbim în această emisiune din nou cu domnul profesor universitar, doctor arhitect Sorin Vasilescu, de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, căruia îi mulțumim, vă mulțumim încă o dată, domnule profesor, și pentru amabilitatea de a reveni în studiourile noastre. Și deci, pornind de la această atmosferă, această ambianță a epocii micului Paris, în care se naște și altceva. Dintr-o dată există un duh al redescoperirii valorilor care au însemnat o împlinire deosebită în arta noastră tradițională și care în acest moment sunt ridicate la un alt palier. La aceasta am dorit să ne referim în această emisiune. Stilul neoromânesc. În general, se spune că știm de la Buffon că le stil c'est l'homme-même, stilul e omul însuși. Omul de secol, de fine de secol al XIX-lea, era deja alt om. La distanță de o generație, lumea ce avea ca ideal formal, comportamental, etic, moral, cultural, cum doriți să spuneți, Constantinopolul, a schimbat polul de privire spre un Occident care în covârșitoare majoritate însemna Parisul, barem pentru țara românească
și pentru Moldova. După cum Viena și lumea germană era un ideal pentru lumea transilvană. O chestiune strictamente personală pentru a înțelege ce fenomenală schimbare a avut loc la nivelul întregii societăți românești, schimbare pe care vom vedea cum s-a manifestat în domeniul arhitecturii. Bunicul meu, domnul George Movilă, care a trăit 90 de ani, își cunoscuse străbunicul, care probabil era născut în jurul lui 1800. În perioada de, să spune, sosire în țară a regelui Carol I, normal, toate figurile importante ale țării, toate vechile familii, erau invitate la palat. Nu s-a dus niciodată, deoarece ar fi trebuit să se îmbrace, cum se spunea, nemțește, adică europenește. El umbra îmbrăcat încă oriental. Iar fiul lui, deci tatăl bunicului meu, era cel mai occidental om posibil, mai catolic decât papa, s-ar putea spune, mai franțuzit decât, de la care au supraviețuit câteva mii de volume care reprezentau tot ce putea fi parte de cultură, dar numai de tip occidental. Îndrăznesc să vă completez această imagine foarte pregnantă pe care ați creat-o cu amintirea de familie, cu amintirea unei icoane pe care am văzut-o cândva, chiar în copilărie, în Biserica Slobozia din București. Este o icoană care pe spate, ea este adosată la perete, deci ceea ce spun eu acum nu poate fi văzut decât dacă se întoarce. Da. Și unde era reprezentată familia donatorilor acestei icoane, în care generația în vârstă erau toți îmbrăcați în costumele, caftan. În caftan, și tinerii erau, nu știu, tineri la Paris învață bonjuriști. La cravă de bonjuriști. Da. Tinerii erau toți în costumele europene. Vai, ce lucru extrem de interesant, extrem de important și de interesant. Și v-am zis, legat, am încercat să dau această poveste pentru a înțelege fenomenala schimbare care a avut loc din toate punctele de vedere în societatea românească, simplificând lucrurile, începând cu lunga și glorioasa domnie a lui Carol I. Arhitectura noastră a fost întotdeauna ceea ce a fost și țara. Expresia stării materiale și spirituale a întregii țări. În întreaga noastră istorie a arhitecturii, am respectat în linii mari toate elementele care sunt atât de normale și firești în istoria arhitecturii. Am avut forme de arhitectură antică, am trecut în lumea normală și firească a evului mediu, am cunoscut momente categorice de apogeu și trebuie să ne gândim la ce a însemnat momentul de inovație, unul din rarissimele momente din istoria noastră a bisericilor pictate din nordul Moldovei, a însemnat momentul extraordinar de asimilare a valorilor occidentale din perioada brâncovenească, dar întotdeauna, cum vedeți, am abordat, ca să spunem, de poziția celui care preia, nu creează, marile valori ale altor lumi. Pentru prima dată în istoria arhitecturii noastre, începând de la finele secolului al XIX-lea, deci de la domnia de care vorbeam, am fost pentru prima dată capabili de a avea elemente personale, de a inova în sensul fundamental al cuvântului. Se spune, pe bună dreptate, și o spune Giulio Carlo Argan, poate cea mai importantă figură din istoria artei a secolului 20, că prima formă a modernismului s-a numit Art Nouveau.
nu sunt nici pe departe protocronist. Dar un proto-art nouveau, deci o formă dinaintea primei expresii a modernismului, este opera făcută aici, începută de cel care nu întâmplător a dat numele Academiei de Arhitectură, devenit astăzi Universitatea de Arhitectură, Ion Mincu. E vorba de Ion Mincu. 1852-1912. Acesta este an extraordinar de interesant, deoarece 1852 este anul în care se naște alt monstru sacru al arhitecturii, într-altă parte diametral opusă nouă, și cum știți, adeseori lucrurile diametrale se aseamănă, e vorba de Gaudí, marele catalan, care se naște în același an cu Mincu și care face, păstrând toate proporțiile, cam ceea ce a făcut Mincu. Mincu inventează un art nouveau, avant la lettre, un art nouveau înainte de timp, în timp ce Gaudí inventează, dacă vreți, un art nouveau în care, peste viziunea lui teribilă, de tip michelangelesc, de o forță și de o ardere untrică teribilă, se suprapun elementele specifice Spaniei, care avea să devină sfântă și catolică. Găsim de la momentul, să spunem, roman, până la momentul vizigot. Vorbim cu așa până plăcere de Andalusia și ce frumos sună, ceea ce înseamnă Vandaluzien. Și vandalii numai frumos n-au rezonat, ca să spunem, din multe puncte de vedere. Peste care se suprapun secolele de Orient filtrate prin mauri, pe urmă, după Reconquista, Ferdinand Aragon și Isabela de Castilia, nu, reintrarea în marile valori ale renașterii și ale barocului, unde nivelul devine colosal, e toate acestea intră așa într-un creuzet în care geniul lui Gaudí reușește să scoată, să producă, ca dintr-un alambic teribil, o esență fundamentală care aparține în același timp Art Nouveau-ului și în același timp universului spaniol. Absolut același lucru îl face cel născut în același an, din păcate mort cu câțiva ani mai devreme decât Gaudí, care a fost Ion Mincu. Trebuie numai să pomenim de la Casa Generalului la Hovari. Din incinta spitalului din nefericire. Cantacuzino de astăzi, ca să localizăm. Din incinta și maltratată, ca să nu spunem, ca să folosesc o analfabetă formulă a revoluțiilor ani pe care îi știm, maltratată rău. Grav maltratată, dar care rămâne nu numai o demonstrație arhitecturală, e tot pentru înțelegerea mentalității epocii. Gândiți-vă, este casa unui general, aristocrat, la Hovari. Acest om acceptă să-i se facă o casă care este o casă țărănească, e un fel de a spune, care capătă alte dimensiuni, o prispă alt tip, mai înalt, alt tip de decorațiune, și el o acceptă pentru că simțea ceea ce simțea întreaga lume, că trebuie să aibă loc o profundă revoluție, și aceasta este revoluția modernismului. Nu se poate, în momentul în care apare betonul, fierul și sticla, sigur materiale vechi de când lume, dar ele apar după revoluția industrială în cantități atât de mari încât prețul de cost devine atât de mic, și în momentul în care faci mariajul dintre fier și beton, obții betonul armat și poți, după 5 secole, să construiești mai mare
decât Sfântul Petru al lui Michelangelo. Fac un pas aici pentru a completa, spunând că multe din construcțiile pe care le-am amintit inițial, marile construcții ale Bucureștiului, cel numit Micul Paris, au avut structura de rezistență cu cale ferată, deci armătură de cale ferată, așa, cu Palatul Poștelor. Cu profiluri metalice. Metalice. Ceea ce se numește până în la Atene de cale Palace, ferată este așa numitul profil mete, dar care sunt exact forme deja până la betonul armat la Atene Palace 1914. Bradu este cel care face structura operei lui Daniel Renard, cel care ajunge aproape să se împământeneze la noi și face una dintre cele mai importante opere ale Art Nouveau-ului, nu din istoria arhitecturii noastre, din istoria arhitecturii, care este, din păcate, lăsatul în paragină, Casinou din Constanța, ca să nu mai vorbim de Hotelul Palace și vechiul Atene Palace, care sunt, cum vă spun, opere înnoitoare. Atene Palace a fost una dintre primele clădiri din lume făcută, vă dați seama, prima clădire care s-a făcut cu beton armat, a fost făcută în 1903 de către arhitectul Auguste Perret la Paris. Iar de la această schimbare radicală în arta de a construi, imediat a urmat, unii spun că silozurile lui Salini, de care am vorbit în emisiunea trecută, de cât de important a fost prin extraordinara stăpânire la nivel mondial, vorbesc, a tehnicii arhitecturii inginerilor, arhitecturii metalice, silozurile făcute de Salini par a fi dintre primele construcții de beton din lume, dacă nu chiar primele. E un subiect care merită cercetat, pentru că denotă că începuseră și aici, în acest loc atât de plin de semne de întrebare, definit, cum știți, de Poincaré, fratele celui care avea să devină președintele Republicii Franceze, marele avocat, care pierde un proces la București, unde toată lumea vorbea franțuzește, deci a putut să pledeze merci bine în franceză și totul s-a întâmplat așa, pierde procesul respectiv. Și în amărăciunea aceasta spune aici, pe malurile Dunării, unde totul este pris à la légère, totul e luat cu ușurință. E, față de această ușurință au început forme veritabile de temeinicie în sensul cel mai adevărat al cuvântului. Iar Ion Mincu este cel care practic face acest proto-Art Nouveau cu ani înainte, ca inventatorii, în ghilimele, ai stilului, belgieni importanți, Orta și Ancar, să înceapă să definitiveze acest stil care, simplificând lucrurile, constă în transformarea structurii în decorațiune și a decorațiunii în structură. Este primul stil internațional, pentru că dacă îi spunem Art Nouveau în lumea franceză sau Coup de Fouet, îi zicem Jugendstil sau Secession în lumea germană și austriacă, îi zicem în lumea rusească Miris Kustva, în cea scandinavă Kalevala, Modernismo Catalan, iar la noi, sigur, din motive normale s-a spus Art Nouveau, s-a încercat, iarăși, din motive politice, când franțuzismul nu dădea bine, să se numească Art 1900 sau Art Ion Mincu, greșit. Corect este, fără discuție, pentru lumea noastră, Art Nouveau. Această intrare formidabilă este demonstrată de Mincu printr-o serie de opere de la Casa Extraordinară, de care vorbeam, a lui Lahovari, ca să nu mai vorbim de Școala Centrală de Fete,
ca să avem bufetul câteva, de la șosea 1893. Iar, da. Extraordinar bufetul de la șosea. De pe șoseaua Chiselef. Nu vreau să vă spun cât lipsă de orizont pot să aibă cei care botează instituțiile. Acesta s-a numit bufetul de la șosea, fără nicio conotație politică, și se numește Doina. Nu că ar fi mai urât, dar e absurd. Ceea ce este iarăși cu totul impresionant este că bufetul de la șosea al lui Mincu era proiectul pentru pavilionul României la fundamentala expoziție internațională de la Paris de la 1889, cea marcată de către Tour Eiffel ca simbol al timpurilor moderne. Dacă astăzi am dorit să găsim un simbol pentru intrarea în modernitate, mai simbol decât simbolicul, tort turnul de 300 de metri l-am alege. Iar Mincu are tăria, în acest moment în care eclectismul, așa, derivat din Napoleon al III-lea, era copleșitor, era total, are puterea să facă un proiect în care pornește de la ideea unui conac generos, care însă suferă o serie de transformări, cu ceea ce în limbajul profesional se numesc invarianții stilistici ai noului stil. Astfel se poate, fără exagerări protocroniste, spune că intrăm pe poarta secolului 20, intrăm în modernitate pe poarta principală și pentru prima dată această poartă o deschidem noi, nu învățăm cum să o deschidem de la alții. În aceasta constă importanța și școala pe care a făcut-o Mincu este o școală care va începe să se adapteze la o Românie care se schimbă nu numai la nivelul de care am vorbit înainte, de ordin moral, psihic, politic, etc., ci se schimbă fizic. Gândiți-vă că după primul război mondial, România se dublează ca suprafață și ca populație. În inima neamului românesc, în Transilvania, secole, românii nu au avut voie să construiască în incinta orașului vreo biserică. Așa numitul drept de cetate nu l-au avut. De aceea au apărut acei maieri sau șchei. Șcheii Brașovului, maierii Albei Iulii, cartierele românești din afara zidurilor. Cei care au descins într-un fel din școala ideatică, mai degrabă decât strictă, a lui Ion Mincu, au restructurat arhitectura ca dimensiune și ca semnificație. Gândiți-vă ce a însemnat Ministerul Lucrărilor Publice devenit primăria capitalei din București vis-a-vis de Cismigiu, al lui Petre Antonescu, pe care sau trebuie... ca ne referem la Mincu, palatul din Galați, care este palatul din Galați, palatul administrativ. Dar ca să intrăm spre domeniul marilor sau Institutul de Arhitectură, care este al lui Grigore Cerchez. Da. Care duc eu viața. Da. Și sunt, ca să spun așa, extrem de mândru, deoarece chiar în aripa istorică, aripa veche, este biroul meu de atâția și atâția ani. Important este că cei din școala lui Mincu reușesc să facă numai clădirile administrative care trebuiau să fie reprezentative pentru noul stat, ci reușesc să facă o demonstrație a noului stăpân, acelui legitim, dar nelegitimat de istorie, cum știm, fapt pentru care în Cluj, în Timișoara, în Târgu Mureș, peste tot apar biserici într-un fel ieșite din scara obișnuită a noastră. Dar trebuie să luăm aminte... Aceasta după 1918. Totdeauna după primul război. Deci în momentul în care înainte am redevenit noi acolo. Da. Păstrând înainte proporțiile... să spunem numai un singur lucru, că singura biserică care, în
cazul căreia s-a făcut excepție de la această excludere a românilor din spațiul urbei medievale a zidurilor, a fost catedrala din Sibiu, catedrala metropolitană, care este realizată la începutul secolului XX. Dar la care, vedeți, nu neoromânescul a fost acceptat. Da, a fost, păstrând proporțiile, o preluare a valorilor bizantine și în modul acesta aceste valori au fost, să zicem, potabile pentru puterea momentului. Tocmai pentru a nu exista nimic românesc, dar pentru o anumită împăcare cu o realitate care devenea din ce în ce mai conștientă de românismul ei, s-a acceptat asta. Dar celelalte catedrale sunt esențiale, sunt fundamentale, dar trebuie să știm că pornim întotdeauna de la ce? Pornim categoric de la Mincu. La Valea Călugărească realizează pentru un colonel din armata română, ce devine titlul unic, o biserică, de fapt, prima biserică neoromânească făcută la noi. O biserică nu foarte ușor de înțeles, deoarece calea pe care a mers Ion Mincu era o cale, sigur, a lui personală, în care există vage couri ale realității bizantine, dar faptul că pentru prima dată apare o biserică, în ghilimele, de Art Nouveau, un lucru semnificativ și identic cu ceea ce s-a întâmplat în puncte esențiale de cultură și civilizație europeană. La Paris, Guimard, celebru arhitect care a făcut stațiile de metro din Paris, Art Nouveau în forma cea mai exuberantă posibilă, face o biserică, sinagoga din Paris, el fiind catolic. În aceeași perioadă, la sanatoriu prin care a trecut, din păcate, și Eminescu, am Steinhof la Viena, părintele Art Nouveau-lui austriac, Otto Wagner, Art Nouveau austriac se numește secesiune, tăiere între o lume și alta, face la fel o primă biserică secesiune în istoria arhitecturii. Și înaintea lor, Mincu face o biserică proto-Art Nouveau, deci neo-românească. În aceasta constă extraordinara valoare și importanță și, pe urmă, trebuie să privim, să zicem, cu atenție, inclusiv, fără a fi biserici, dar spiritul înțelegem perfect, marile cavouri ale cimitirului Belu, de la cimitirul Cantacuzinilor, de la capela, de la cavoul familiei Cantacuzino, până la cel al familiei Gheorghiev, opere în care, la un nivel extrem de înalt, se stabilesc într-un fel și se clasicizează elementele care vor deveni specifice întregii arhitecturi de după Mincu. Și dacă vorbim de după Mincu și de arhitectură neoromânească, un nume esențial, Petre Antonescu, a avut și fericirea unei. Mai mic cu aproape, îmi sper, 1873-1965. Am avut fericirea, dacă aș putea să spun, l-am cunoscut mort. Am fost prezent la depunerea lui în sala de onoare a Facultății de Arhitectură, numită Sala Freșelor, deoarece conține două grandioase fresce pe care Dumnezeu le-a salvat de la distrugere, făcute de Olga Grecian. Sală în care îmi țin eu, de o viață, cursurile. Acolo l-am văzut pe marele Petre Antonescu, fost rector al acestei școli, care stăpânea
arhitectura neoclasică pe care o învățase la cel mai înalt nivel la Paris și s-a manifestat de atâtea ori în sensul și spiritul acesta, care cunoștea Art Nouveau-ul și trebuie doar mergând pe bulevardul Lascăr Catargii, fost Ana Ipătescu, fost Lascăr Catargii, puteți vedea minunăția de casă a familiei Lipati, casa părinților genialului pianist, care este una dintre minunile Art Nouveau-ului realizate la noi. Un Art Nouveau de factură franțuzescă. Dar în momentul în care are posibilitatea să realizeze o lucrare de mare respirație, apelează la elementele, să zicem, de neoromânesc. Și am dat exemplu celebrului minister al lucrărilor publice devenit Primăria Capitalei sau a prefecturii din Craiova, să spunem, lucrări similare, emblematice, de o respirație colosală. Și în același sens și același spirit poate fi judecată și apreciată extraordinara catedrală din Galați, care este una dintre operele majore, sigur, la care a lucrat și state Ciortan. Este vorba de, din punctul meu de vedere, un arhitect al unei generații afirmate, mai ales după primul război. Generația următoare lui Mincu și Antonescu. Da, sigur, Antonescu, trăind 9 decenii, a acoperit, e și greu să spui cărui moment stilistic aparține pe de-a întregul. A început eclectic, a devenit Art Nouveau, a făcut neoromânesc și face facultatea de drept și Institutul de Istorie. Da, cu totul alt sens da. Al unui modernism clar, limpede și explicit. Dar astea sunt ieșite din procesul lui de devenire lăuntrică. Nu a sărit de la una la alta, nici pe departe, a mers printr-un proces care e complex de maturizare. Arhitectura este una din puținele arte care nu a avut copii minune. Arhitectura este, spun mulți, din păcate, o artă nu doar a maturității, ci mai ales a senectuții. Este momentul în care poți să tragi marile concluzii. Ultimul drum pe care l-a făcut Michelangelo, care a trăit dublu decât semenii lui, a trăit 89 de ani. În al 90-lea an de viață intrase, l-a făcut călare până la Sfântul Petru, la șantier. Deci asta trebuie să dea de gândit. Deci operele extraordinare ale lui Petre Antonescu sunt opere care trebuie privite cu interes. Trebuie să eliminăm, ca să spunem, vechea viziune în ghilimele moderniste, care spunea că excesul de forme naționale, supradimensionarea, arcele triblobate care devin din eleganța lui Mincu grandioase și puternice, să ne gândim la Casa Oprea Soare, restaurantul Hanuberarilor de astăzi, ce înseamnă să ne gândim la Banca Marmoroș Blanc, ce... Terminată după primul război mondial, începută mai înainte. Și dusă. Da. Corect este... Stada Doamnei, spun pentru telespectatorii noștri. Banca Marmoroș și Blanc. Da. Și pentru că am vorbit de un... A spus, cum s-a zis adesea, Micul Paris. Micul Paris, la care o serie de arhitecți franțuși au avut o profundă... un rol profund. Dar totul a fost făcut de maestrii italieni. Atât de mulți și atât de importanți și cu o capacitate de a se mula pe realitatea noastră fenomenală, nu trebuie să dau decât un exemplu. Giulio Mani.
în curtea bisericii de lângă Muzeul Țăranului Român, există o școală. Inclusiv unii colegi ai mei spuneau despre școala Mavrogheni, după numele bisericii, că este opera lui Ion Mingu și este lui Giulio Mani. Un arhitect cu un destin fenomenal. A fost 10 ani arhitectul șef al capitalei. Perioada în care a construit mult, mult și foarte bine seminarul teologic, care este Academia Inginerească Militară, este opera lui. Deci pe Bulevardul Regina Maria, aproape de piața fostă Coșbuc, mă rog. Da. Deci este opera lui. Seminarul Central. Seminarul central, exact, care a devenit școală Academia de Tehnică Militară. Da. Așa. La fel există în cel mai pur stil neoromânesc gara din Curtea de Argeș, extraordinar de interesantă și importantă, ca să nu mai vorbim de visul acestui italian, cum să zicem, românizat, ar fi mai corect, de a reface forul lui Traian. A făcut un exercițiu stilistic plin de interes, care e Hala Traian, care este bazilica lui Traian din for, dar nu o copie a bazilicii. Decât din punct de vedere volumetric și planimetric, este vorba de o copie în sensul și spiritul modernității, pentru că e făcută din oțel și sticlă. Toată. Visa reconstrucția columnei lui Traian, marele nostru act de naștere. După 10 ani de activitate, se întoarce în Italia. Realizați că un om care lipsește din creuzetul care este viața artistică, mai ales de 1900-1910 a Europei, își pierde relațiile. În câțiva ani ajunge arhitectul șef al Romei. Cu durere, trebuie să spun, Roma nu este Bucureștiul, unde construiește teribil și îi creează condițiile lui Petre Antonescu să realizeze cea mai mare construcție făcută de români vreodată peste hotare, Școala Română din Roma, Academia din Romania. Ceea ce spune foarte mult, iar Școala Mavrogheni este expresia arhitecturii neoromânești cea mai apropiată stilistic de opera lui Ion Mincu, părintele școlii noastre. Dacă ne continuăm... A pătruns stilul neoromânesc, asta ca o paranteză, până și într-o serie de clădiri ale administrațiilor financiare, care sunt prezente... Statul Ciortan și... Acolo a fost un lucru, iarăși, foarte interesant din punctul de vedere al progresului, ca să spunem așa, în gândire. S-a apelat la o formă de prefabricare, la o formă care s-ar numi proiect tip. Tipizare, da. Nu erau identice, dar erau elemente adaptate locului, comune, exact, elemente comune care creau întotdeauna pe Calamoșul, o imagine. Pe 13 septembrie, exact, alta era... Trebuia doar să vezi arhitectura și știai că este percepția fiscală. Acest lucru este un lucru foarte evoluat dintr-un punct de vedere. Se poate spune, da, dar micșorează creativitatea. Ca și gările care au fost construite pentru în că aceasta, vorbeați de Helmer și de Fellner și aceștia erau specialiști în teatre. De la Oradea, la Viena, jumătate din Austria, au făcut toate teatrele din centrul și estul Europei, la fel, folosind elemente comune, și Fellner, să știți că tot din ei descinde, folosind elemente comune și realizând o tipologie de sală de teatru adaptată locului, că nu seamănă opera și teatrul din Odessa cu cea de la Oradea, dar elementele sunt aceleași. Păstrând proporțiile, s-a întâmplat același lucru. Și pe urmă nu mai trebuie decât să vedem cum acest stil neoromânesc
are împlinirea în domeniul arhitecturii bisericești, să zicem, cea mai importantă în catedralele realizate în Transilvania și în Banat. Trebuie să ne gândim la opera lui Traianescu de la Timișoara, trebuie să ne gândim aceasta la mine. Aceasta e spre deceniu 4-5. În moment, ele sunt gândite în anii 20. Da, da, atunci, da. Să spunem, s-a lansat tema. Condițiunile economice au făcut ca realizarea lor să se întindă până în anii 50. Dacă ne gândim la Cașin, s-a terminat nici măcar toată. Nu este, nici acum nu este pe de-întregul gata. Dar, ca să spunem așa, timpul. Dar a fost într-adevăr acesta un fenomen al perioadei interbelice, exact, care marchează toate orașele transilvanene, au bisericile cele mai importante, exact, din această perioadă. Exact, și cum și aceste Clujul, da, și Alba Iulia, Catedrala Reîntregirii, mă rog, la fel. Așa, Mediașul, Sighișoara, peste tot întâlnim amprentele Târgu Mureș, da. Toate sunt, da. Toate sunt și fiecare. Și în mare măsură expresia acestui stil de care vorbim acum, de neoromânesc. Da. Toate au adus-o pentru că infuzie el cita de, da, în sensul și spiritul unei expresii a modernismului, cita părți din elementul absolut românesc. Nu voi uita niciodată, pentru a înțelege despre ce este vorba, o frază, așa cum spuneți dumneavoastră, a prefericitului demn de multă considerațiune, care a fost Patriarhul Teoptist, care cerându-mi să realizez așezământul românesc de la Ierihon, mi-a spus că îl dorește românesc. Iar eu, întrebând ce însemnează românesc, muntenesc, transilvan sau moldav, privind cu o înțelepciune extraordinară, spune: nu, să fie recognoscibil românesc. Toate aceste biserici, toate aceste catedrale sunt recognoscibile românești și sunt la o scară pe care bisericile noastre nu au avut-o până atunci. În acest Dar sens, te recunoști în ele, vezi categoric tradiția care este predominantă, iar elementul de noutate este abordat cu foarte mult discernământ și cu foarte multă rafinament în lucrare. Arta, da, și știința construcției. Aș dori să nu omitem, stimate domnule profesor, în evocarea acestor momente semnificative în care arhitectura aceasta neoromânească a înflorit în, vorbeam acum de Transilvania, măcar să menționez un fenomen, poate nu la amploarea Transilvaniei, dar oricum foarte semnificativ pentru epoca cel respectivă. Dobrogea, sigur, după reintegrarea Dobrogei în 1878, sigur, cu catedrale și Constanța, și Tulcea, și Biserica Cernavodă, și în alte orașe, bisericile de mănăstire, de la Cocoș, de la Celigdere, Hârșova, și așa mai departe, care de toate aparțin. În Constanța, în afară de catedrală, sunt încă două biserici pentru a Adormirea Maicii Domnului. Pentru a înțelege, ca să zicem, atât de evoluată poziție a statului român în acea perioadă, apare acea minunăție care este geamia de beton armat. Apare Biserica Catolică, făcută de Romano de Simon, cu tot numele lui italienesc, italian din țară, născut aici, și tot fost profesor al meu, și de câte ori pomenesc un nume al unui profesor al meu, trebuie să vă recunosc că îmi vibrează anumite părți din mine. Știți că poeziile lui Radu Gir, unde sunt cei ce nu mai sunt. Și deci importanța extraordinară, să spunem, a acestui moment în care ne-am găsit o identitate nu doar națională, cu conotație politică, ci și o identitate formală, este formidabilă.
Și iarăși merită spus că dacă lucrurile nu s-ar fi întâmplat istoric cum s-au întâmplat, la finele anilor 30, o serie de arhitecți, pentru prima oară în istorie, și asta grație lui Vasile Pârvan, care a făcut școala română de la Roma, au studiat la Roma și s-au îmbibat, ca să spunem așa, de marile valori ale modernismului perioadei interbelice italiene, zisă perioada Italiei fasciste sau mussoliniene, dar e vorba de o arhitectură modernă. Vă referiți la curentul Horia Creangă? Gândiți-vă și la ei, și la, dar mai ales, Marcu, mai ales păi, Duiliu Marcu, de la școala de război, da, la Gara Băneasa, la Palatul Monopolurilor Statului după Calea Victoriei, face o demonstrație, dacă vreți, de arhitectură modernă, nu a clasicismului, ci a clasicității, ceea ce însemnează altceva. Și în aceeași perioadă, un nume fundamental, și fac mare eforturi de a-l repune la locul excepțional pe care îl are, Nicolae Cucu, cel care a realizat vis-a-vis de Palatul de Justiție blocul acela cu coloane simple, sau vis-a-vis de Ministerul Învățământului casa de pensii a celor din teatre și operele române. El prinde un anumit spirit al epocii și acest spirit se traduce în arhitectura noastră bisericească prin proiectele excepționale, din nenorocire, nevalorificate ulterior, de catedrală pentru Odessa și de Catedrala Mântuirii Neamului, operele lui Joja și Goga. Opere excepționale, din nenorocire, elemente care nu țin de valoare intrinsecă a concepției arhitecturale, ci de orientarea politică a lor. Erau similari în acea epocă, dar ce poți să spui, că dacă pomenești de la Mircea Eliade, la Cioran și noi ca nume, să zicem, formatoare sau Vulcănescu sau Blaga, aș mai doar ofta. Așa este. Aș mai evoca în acest context, pentru perioada finală a acestei epoci înfloritoare a neoromânescului, din clădirile civile, să zicem așa, contribuția lui Nicolae Ghica Budeș cu muzeul actual al Țăranului Român, da, terminat în 1943, sau de Grigore Cerchez am vorbit. Am vorbit. Dar să vorbim de fiul său, este surprinzător că în epoca aceasta de care, la care ne refeream puțin, da, mai înainte, spuneați dumneavoastră de epoca modernității a lui Duiliu Marcu sau Horia Creangă, Cristofi Cerchez, urmașul direct al lui Grigore Cerchez, da, și ba, realiza, se pare că de fapt nu erau nicio rudă. Da? Dar în, dar în ce privește spiritul, puțin, da, zis, Cristofi Cerchez, să spunem, ajunge la niște rafinamente, da, și aș face un apel. Casa Minovici de lângă Gara Băneasa. Aș face un apel și, pentru, da, că se va întâmpla o tragedie cu o operă fundamentală care este Casa Parohială de la Biserica Sfinții Apostoli. Operă fundamentală, una dintre cele mai rafinante opere. Sau o casă opere, pe strada Remus, care, vis-a-vis de biserica care ajunge, de pe Sfântul Ștefan de pe Călăraș. Este într-o paragină, da, înfiorătoare, și este una dintre cele mai valoroase opere de rafinament al lui Cristofi Cerchez. Să sperăm că, da, va exista și posibilitatea restaurării acestei biserici fundamentale, și pentru a încheia, da, dar nu ca fiind ultimul, nici pe departe, să nu-l uităm pe Dumitru Ionescu Berechet. Nume iarăși ținut în planul al doilea, datorită faptului că a fost, cum știm, o viață așa, arhitectul Patriarhiei. Este un nume de o importanță extraordinară care încheie numele aceste importante ale neoromânescului. Trebuie să ne gândim doar la Cașin, trebuie să ne gândim
pe urmă, Sfântul la Elefterie, la ce a făcut în Țara Sfântă, iarăși raritate. Gândiți-vă la așezământul din Ierusalim, care este în spirit românesc, dar inovator din toate punctele de vedere, la biserica noastră, din păcate, neaccesibilă de pe Valea Iordanului, iar mai vorbim de Constanța, așa zisa capela militară, tot eminente opere ale lui. Și ultimul, dar nici pe departe ultimul, deoarece, din punctul meu de vedere, și aș găsi nenumărate argumente ca să demonstrez acest lucru, cea mai valoroasă biserică a secolului 20 este opera vigurosului macedo-român, pe care iarăși am avut fericirea de a-l mai apuca în viață, Constantin Ioțu, Sfântul Elefterie Nou, reprezentând la distanță cea mai valoroasă operă de arhitectură în care elementele de tradiție sunt înțelese ca derivând din marele spirit constantinopolitan, dar sunt tratate în sensul și spiritul unei modernități în care, din păcate, am avut un hiatus de jumătate de secol, fapt care face de înțeles bâlbâielile din punct de vedere stilistic ale unora dintre confrații mei, ca și înțelegerea adeseori limitativă a unora dintre beneficiari. Stimate domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această amplă prezentare a unei epoci deosebite din arta noastră arhitecturală în general și din arta noastră bisericească în mod special. Vă așteptăm cu foarte multă bucurie și la alte ediții ale noastre pentru a ne referi la alte aspecte ale acestui domeniu fascinant al artelor majore. Este arta artelor, am putea spune, arhitectura este... Ars una, species mile. Așa. Da. Vă mulțumim așadar foarte mult și vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Să ne revedem cu bine la alte și alte ediții din ciclul Comori ale Ortodoxiei.